Prima repriză a fost destul de echilibrată, ambele echipe reușind să preia pe rând conducerea, însă, spre finalul ei, gazdele s-au distanțat, iar la sfârșitul primelor 30 de minute au intrat la cabine cu scorul de 18-16. Băimărenii nu au reușit să revină în partea secundă, dominată de Universitatea Craiova, care, în final, s-a impus cu scorul de 41-33. Cel mai bun marcator din tabăra băimăreană a fost Alexandru Nagy cu 13 goluri marcate. După primele 7 etape ale diviziei A la handbal masculin, Academia Minaur ocupă locul 6 în clasament cu un total de 10 puncte. În etapa următoare, băimărenii vor întâlni pe teren propriu formația CSM Oradea.